Bine v-am regăsit, oameni buni! Salut, dragi prieteni! Mă bucur să vă am asistenți la o nouă emisiune Învață Românește. Și astăzi ne ocupăm de felul cum scriu jurnaliștii în presa centrală. Astăzi am printre jurnaliști sau printre cei ce scriu în presa centrală și câțiva politicieni pe care o să-i vedeți îndată. Încep cu Tony Greblă și citez. Nu mi-am propus să le fac o prezentare, un medalion politic, nu? Scopul acestei emisiuni este, să spunem așa, cultivarea limbii române și nu cultivarea unor personalități, unor personaje politice, de obicei controversate dacă ajung în emisiunea mea. Deci, Tony Greblă. Pe mine nici nu mă interesează cine judecă. Oricine din judecătorii în altei curți pot să judece. Deci aveți, iată, o mostră de exprimare în limba română a unui politician care, să spunem așa, nu prea respectă regulile limbii române. Oricine. L-ați remarcat și domnia voastră că autorul îl acordă, el este subiect, îl acordă cu un verb la plural. Oricine pot. Dar acest oricine, un pronume nehotărât, nu poate fi niciodată la plural. El are numai forme de singular, inclusiv în cazurile oblice, oricui, să spunem așa. Deci, sub niciun caz nu putea să facă acordul la plural. Așadar, înregistrăm un dezacord. A doua chestiune care mă încurcă pe mine este faptul că pronumele acesta, oricine, nu alege. Nu alege din mai mulți, ca și, să spunem, cuvântul de origine, cine, da? Ci individualizează. În cazul acesta, aici ar fi trebuit să fie fiecare. Pentru că acesta alege unul din mai mulți. Deci fiecare din judecătorii în altei curți poate să judece, ar fi fost corect. Și fiecare are tot forme de singular. Așadar, o greșeală evidentă. Mai sunt câteva chestiuni aici. Pe mine nici nu mă interesează cine judecă. Oricine din judecătorii în altei curți pot să judece. Acest din, iarăși, este nepotrivit. Corect ar fi fost dintre, oricare dintre. Da, pentru că alegem dintre judecătorii în altei curți. Așadar, în loc de oricine, ar fi trebuit să fie oricare sau fiecare, nu? Așa cum am zis în prima variantă. Mai potrivit era însă oricare, deoarece acesta poate avea și forme de plural, să spunem. Oricărora, la genitiv, da? Cărora. Observați că el poate avea și forme de plural. Mă duc mai departe la un alt, cred că fost politician, fost prim-ministru. Și domnia sa face o greșeală asemănătoare și zice: fiecare din miniștrii au anumite lucruri pe care trebuie să le facă la ministerele pe care le conduc. Observați, de fiecare dată explic despre ce este vorba. În cazul nostru îl pune pe fiecare un alt pronume nehotărât. La plural, ceea ce nu poate să fie. Fiecare este întotdeauna la singular. Așadar, fiecare din miniștri, din, iarăși folosit impropriu, prepoziția din, și acordul la plural. Fiecare au anumite lucruri pe care trebuie să le facă la ministerele pe care le conduc. Ca să vedeți și dumneavoastră, dacă tot vorbim de cei ce ne conduc, cam care este calitatea, să zicem așa, de vorbitori în limba românească a respectivilor și să ne facem o idee și despre competențele
calitățile lor, să spunem, în actul de guvernare. Eu aș vrea să vă spun un lucru însă. Pentru că, să știți că, de obicei, oamenii competenți stăpânesc foarte bine, corect, limba română. De ce spun lucrul acesta? Pentru că o limbă română corectă i-a ajutat să... să spunem, să devină niște funcționari capabili să răspundă tuturor nevoilor societății, așadar să poată învăța. Asta este situația. Ori dacă nu stăpânești o limbă foarte bine, este și foarte greu de învățat. Merg mai departe la un alt, de data aceasta, jurnalist, un coleg de la revista 22. Și citez. O să vedeți că aici lucrurile sunt mult mai urâte decât până acum. Andronescu s-ar da în bărci să fie ministrul educației. Titlu, oameni buni. Ce întâlnim noi aici? N-am să scriu expresia asta pe tablă din motive pe care o să le vedeți, domnia voastră. A se da în bărci înseamnă însă altceva decât crede autorul articolului din revista 22. A se da în bărci este o expresie, o locuțiune, care face parte din argoul, să spunem, nu chiar recent. Argou pe care tinerii, studenții, elevii de liceu îl cunosc foarte bine și care înseamnă altceva. A se da în bărci, oameni buni, înseamnă a avea contact sexual. Ori Ecaterina Andronescu are 70 de ani. Bun, hai să trecem peste vârstă, că nu asta este important. Dar într-o revistă Quality, evident că nu vii cu formule din argou atât de dure precum aceasta a se da în bărci. E rușinos, e cu totul rușinos, oameni buni. Deci, corect ar fi fost acolo, Andronescu și-ar fi dorit din toată inima să fie ministrul educației. Și atunci puteau citi articolul acela și copiii, și elevii de liceu, și studenții, și toți cei ce sunt interesați de elementele politice. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Trebușoara asta cu argoul, să știți că s-a întins în presa românească de o bucată bună de vreme. Cam de prin 2004, cam de când a venit Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, presa a început să se joace ca și președintele cu destule elemente de argo. E rușinos. Sigur, nu vreau să citez din elementele de argo ale fostului președinte ca să nu fac publicitate, la fel cum nu vreau să citez și alte elemente de argo din limbajul altor politicieni și din exprimarea jurnaliștilor. Aș vrea să vă mai spun că foarte mulți jurnaliști au făcut carieră la televizor, mai ales exprimându-se buruienos. Nu mai vorbesc de unele figuri politice, chiar cu studii serioase, doctori, ingineri și așa mai departe, care vorbesc buruienos la posturile noastre de televiziune. Apoi atunci, oameni buni, dacă asta este limba pe care ziarele și jurnalele TV și emisiunile, studiourile TV o promovează, atunci să nu ne mirăm că, iată, găsim în articole, inclusiv dintr-o revistă Quality, cum este revista 22, expresii ca a se da în bărci, cu atât mai mult și mai periculos cu cât jurnalistul respectiv nu știe bine ce înseamnă trebușoara aceasta. Nu vreau să spun prin aceasta că argoul nu este important pentru limba românească. Este important pentru că aduce foarte multe metafore, foarte multe sensuri noi, mustoase, dar sensurile acelea noi, cuvintele acelea din argou, pot fi folosite așa cum le-a folosit Eugen Barbu, de exemplu, în romanul Groapa, fără ca ele să impieteze, să zic așa, asupra corectitudinii limbii române. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați să-mi lăsați sugestiile, observațiile domniilor voastre pe pagina mea de Facebook, așa cum o faceți de obicei, sau pe pagina emisiunii Învață Românește. La revedere, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!